Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, chiar dacă e o zi obișnuită de lucru, puterea Sfintei Liturghii este aceeași, la fel de cuprinzătoare și de duhovnicească, Hristos întreg euharistic să deșarte atât în potir, cât și în inima celor ce se împărtășesc. Pentru că suntem la sărbătoarea adormirii Sfântului Ioan Evanghelistul, ar trebui să știți, în primul rând, doar câteva lucruri elementare. Cei din tâi ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos s-au numit apostoli. Apostol înseamnă propovăduitor sau vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură este revelată de Duhul Sfânt prin gura directă a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, direct din gura lui Dumnezeu. La început era Cuvântul și Cuvântul era Dumnezeu și la Dumnezeu era Cuvântul. Acest Sfânt Apostol și Evanghelist Ioan, cel mai tânăr și mai mic dintre apostoli, dar și cel mai apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos, era în același timp și o rudenie de trupa Mântuitorului Iisus Hristos, prin faptul că mama sa, femeia lui Zevedeu, Salomeia, era fata lui Iosif Logodnicu, care ținuse pe Fecioara Maria ca logodnică atunci când a plecat de la Sfânta Sfintelor din templu și a fost dăruită prin înverzirea și odrăslirea toiagului lui Iosif, bărbatul cel drept, care n-a vrut să o vădească, ci dorea să o lase nascuns, că nu înțelegea taina mântuirii și a nașterii Mântuitorului prin Duhul Sfânt din Fecioara Maria. Chenoza, întruparea, deșertarea. Și atunci s-a arătat Îngerul și a zis, nu te teme, am luat la tine pe femeia ta, Maria, că ceea ce este întrânsa este de la Duhul Sfânt. Ioan Evanghelistul a urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos chiar dintr-un început și a fost aproape și în timpul Calvarului și în timpul răstignirii, iar când a fost să se împartă sorții, i-a picat Asia. Ce trebuie să știm în viața Sfântului Ioan Evanghelistul cu precădere, chiar Evanghelia pe care a scris-o, pentru că a fost mai plin de Duh Sfânt și a fost mai puternic în cuvânt și a fost mai curat și mai fecioresc cu mintea și cu trupul, acest evanghelist Ioan a scris și una din cele mai dogmatice și mai adânci Evanghelii, așa cum o citim și o găsim astăzi în Cartea Noului Testament, trăind aproape 105 ani. Spre deosebire de ceilalți apostoli, apostolul și evanghelistul Ioan, sau apostolul cel iubit, sau evanghelistul renumit dintre cei patru, Marcu, Luca și Matei, a avut acest talent de la Dumnezeu și har primit de la Duhul Sfânt ca în propovăduirea sa să nu facă atât de multe minuni numai prin cuvânt, ci le-a făcut înviind foarte mulți morți. Dacă veți citi sinaxarul zilei de astăzi, pe care l-am parcurs și eu cât a durat Sfânta Liturghie, veți vedea că a avut ocazia de foarte multe ori să învie morți pentru a întoarce la credință pe cei din insula Patmos, pe cei din Efes, pe cei din Asia și la un moment dat, începutul propovăduirii sale a fost cu oarecare îndoială în suflet. Când i-a picat Asia, nu a fost prea încântat. Dar pentru că nu s-a bazat sau nu s-a sprijinit pe puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat o încercare și o ispită. A plutit corabia în derivă 40 de zile și 40 de nopți, iar la plecarea de pe corabie, când au ieșuat la țărm, a mai fost și acuzat că a furat niște galbeni din corabie și a scăpat așa ca un fugar într-un chip rușinos. Și a ajuns să fie răscumpărat de o femeie care avea o baie. Și unde l-a pus rob la baie? Să care apă, să scrape lemne, să facă focul. Și acea baie avea și un drac nenorocit care în fiecare an trebuia să se întâmple acolo câte o sinucidere, o crimă. Și când a fost momentul anului respectiv, când Ioan era acolo slugă, a murit chiar băiatul unui mare demnitar. Auzind că femeia romana era tristă de întâmplarea de la baie ei și în zilele acestea îi scădea venitul și îi scădeau clienții și era renumită baia ca fiind un loc mântuit pentru că avea la baza ei o lucrare drăcească când a fost construită pentru a fi cât mai atractivă și mai
atrasă de oamenii care să vină acolo la baie, s-a zidit un tânăr și o tânără, adică simbolul destrăbălării, simbolul puterii, feminității, masculinității. Dar Ioan, care știa cu Duhul, s-a rugat și l-a înviat pe acel copil. În felul acesta, Romana s-a convertit și ea la creștinism, apoi tatăl copilului pe care l-a înviat și el, că și el murise între timp de supărare, că i-a murit copilul. Și-a urmat o întreagă serie de minuni, nu stau să vă povestesc și să tot repet același lucru, ci vă spun doar atât. La un moment dat, Romana s-a rugat zeiței Artemida să-i facă o minune. Sfântul s-a suit și el când era sărbătoarea zeiței pe un loc mai înalt, și de acolo făcea rugăciuni către Dumnezeu. Oamenii, văzându-l pus mai sus decât idolul, au început să arunce cu pietre. Pietrele, în loc să cadă în Sfântul Ioan Evanghelistul, cădeau un idol și îl fărmau bucăți. Până la urmă s-a și surpat, iar apoi pietrele se întorceau împotriva oamenilor și îi loveau. A pornit o fierbere și o clocotire din pământ și au murit sute de oameni, care apoi ceilalți, înspăimântându-se, s-au convertit la creștinism. În insula Patmos, la fel, a pătimit același lucru printr-un egemon și printr-un fel de inchizitor al locului, termen catolic, un fel de silnic din ăsta care chinuia, un fel de gladiator din ăsta care chinuia pe creștini, i-a întors și pe aceea la creștinism. Și în felul acesta a fost izgonit după aceea din Patmos la Efes. A trăit și la Efes, a întors la Ierusalim și în final și-a dat sufletul la Patmos, ultima locație, în insula Patmos, care există și astăzi, unde și acolo erau niște diavoli care răzvrăteau pentru un mare vrăjitor și Sfântul Ioan Evanghelist a reușit cu Duhul și puterea lui Dumnezeu să-l facă pe vrăjitor să se nece mare. Idolii au fugit, dracii din insula Patmos s-au lăsat-o curată, creștinii s-au convertit la creștinism și le-a vorbit Evanghelia oamenii locului care au devenit apoi creștini, iar aproape de moarte, împreună cu ucenicul său Policar, a destăinuit taina morții și a știut, cum se spune, momentul sfârșitului, chemarea cerească, a cerut să-i se facă o groapă în picioare, apoi să fie îngropat până la genunchi și să facă iarăși rugăciuni, apoi îngropat până la gât și apoi în cele din urmă pus o mahramă albă pe față și acoperit tot cu pământ, săvârșindu-se din viață la 105 ani. Tradițiile sunt în contradicție cu cele două evanghelii. Avem Evanghelia Învierii, cea care se citește seara la litie, chiar de la Ioan Citire, și spune că dacă eu vreau ca acesta să rămână până la venirea mea, ce-ți pasă ție? Răspunde lui Petru. Și aceasta de multe ori a stârnit curiozitatea că Sfântul Ioan Evanghelistul nu ar fi murit. Dar ucenicii care scriu viața și cei care sunt contemporani știu că și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, știu că este în împărăția lui Dumnezeu, dar ce-a rămas de mirare și ceea ce trebuie consemnat și ar trebui să avem în minte, din nou o taină neștiută și neînțeleasă nouă, iarăși nepricepută, necunoscute scărările și tainele Domnului, mai târziu, când ucenicii au căutat osemintele Sfântului Mormânt ca să le cinstească ca pe moaște, mormântul a fost găsit gol. De aceea noi numim nu moartea Sfântului Ioan Evanghelistul, nu mutarea la cer, că asta e a Maicii Domnului, ci adormirea Sfântului Ioan Evanghelistul. E o taină care noi nu știm, să o comentăm. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Ce ar trebui să avem în idee, ca să nu lungesc mult cuvântul, ar trebui să știm următorul lucru. Prima învățătură sănătoasă vine direct din gura lui Hristos și a doua învățătură sănătoasă pe linia lui Hristos vine din gura ucenicilor și apostolilor și evangheliștilor săi, care nu sunt nici de ziua șaptea, nici evangheliști luterani, nici evangheliști penticostali, nici evangheliști adventiști, ci sunt evangheliști din una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Deci când auziți termenul de evanghelist, să nu-l confundați cu eretici din zilele noastre. Deci aceia nu sunt evangheliști, sunt rătăciți. Și cum v-am spus și ieri, ei fac parte din a doua categorie de pești mici și mari, dar de de-a stânga, de unde au pescuit toată noaptea și n-au prins nimic. Atât de întărită este credința ortodoxă și atât de bine bazată pe cele șapte sinoade ecumenice
Și atât de bine învățătura celor 12 filocalii stăpânește dogma creștină și asceza și mistica și învățătura corectă. Și atât de mult au scris Sfinții Părinți în colecția PSB-urilor de la scriitorii bisericești, părinții bisericești, părinții apostolici și până în zilele noastre, încât învățăturile, catehezele și toată teologia aceasta, dogma aceasta, comoara aceasta duhovnicească revelată din Duhul Sfânt, stă la baza bisericii și ea nu mai are cum să prindă biserica pești mici și mari de-a stânga. Să mai găsesc rătăciți, să mai găsesc bolnavi sufletește sau să folosim un termen mai modern, ca în orice pădure există uscături, ca în orice pădure există fiare sălbatice care mănâncă animale bolnave și slabe, așa și acești lupi, sectele, stau și culeg toate dihăniile bolnave din pădurea lui Dumnezeu și nu lasă să rămână animale bolnave. Deci pădurea este numai cu faună sănătoasă. Deci ce este ortodox din pântecele mamilor, ortodoxi vor rămâne, vor crede în învățătura Sfintei Treime a Maicii Domnului, a crucii și a învățăturii apostolice și nu mai e nevoie de teorie, de polemică, nu e nevoie să-i jignim, nu e nevoie să-i insultăm, chiar când ești abordat pe stradă, în tramvai, acasă, la ușa blocului, arată-te bun om și nepriceput. Da, pe cine căutați? Păi știți, vrem să vă propovăduim cu Dumnezeu. Știți, mă grăbesc, dar dacă aveți să-mi dați material religios, dați-mi că îl citesc. Luați toate materialele religioase, faceți un foc la containerul blocului acolo și dați frumos să ardă și în felul acesta îi deposedați de aceste materiale care dacă nu sunt luate de un ortodox convins, vor fi luate de un ortodox slab. Și în felul acesta faceți misiune curățind biserica de materialele care pot otrăvi pe cei slabi. Ai văzut când prinzi șoareci sau șobolani, pui momeală otrăvitoare, dar cu gust bun. Și ei vin și mănâncă și mor. Așa sunt și ortodoxi și slabi, care vin și gustă momeala sechelor. Un bănuț, un pachet, un sfat, o vorbă, un servici. E și la modă din punct de vedere social și politic. Dacă primarul e sectar să aducă pachete din străinătate și să-și ajute comunitarii și la ortodoxi și să-i spună, vezi, dacă nu ești la noi, pe tine nu te pot ajuta. Dar astea sunt trecătoare. Noi nu căutăm deșertăciunea lumii, ci căutăm împărăția lui Dumnezeu. Să rânduiască Dumnezeu pentru cei 10, 20, 30 care sunteți astăzi în biserică, ca învățătura Sfântului Ioan Evanghelistul, glasul de tunet al cuvântului lui Dumnezeu, să străbată ca un fulger inimile noastre și să rămânem veșnic creștini botezați în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.